Ordonanța de urgență cu privire la plata contribuțiilor în cazul persoanelor care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial a fost amendată de liberali, iar PNL a sesizat instituția Avocatului Poporului, invocând neconstituționalitatea acestei prevederi, care ar urma să intre în vigoare încă din acest an. Am luat această decizie deoarece considerăm că toți cetățenii care au un loc de muncă, fie part-time, fie full-time, trebuie să fie priviți echitabil. De asemenea, ordonanța de urgență încalcă mai multe articole din Constituția României. Liberalii cer Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională, instituție care, în opinia lor, va respinge această ordonanță care creează inechități. Sunt afectate o grămadă de categorii de personal. Știți foarte bine că în industria serviciilor sunt foarte mulți oameni care au contracte part-time, cu 2 ore, cu 6 ore, cu 4 ore pe zi, și atunci noi nu putem să permitem ca acest lucru, această ordonanță care practic ar obliga un angajator, chiar dacă are un angajat cu 2 ore pe zi, să plătească impozitele la stat pentru normă întreagă. Mai mult, analiștii consideră că această ordonanță nu ar face decât să accentueze și mai mult fenomenul muncii gri.